Acum 13 ani, când m-am angajat eu în IT, joburile erau mult mai simple. Dacă o companie avea nevoie de un administrator de baze de date, jobul se numea administrator de baze de date și presupunea să știi, ghiși ce, baze de date. Dacă o companie avea nevoie de administrator de sistem, jobul se numea sistem admin și presupunea să știi Linux sau Windows. Acum lucrurile s-au mai complicat și au apărut joburi precum Cloud Big Data Engineer sau Cloud SRE Engineer și fel de fel de denumiri exotice care presupun o suită foarte mare de cunoștințe. Cireașa de pe tort este acest job numit DevOps, care sună așa un fel de Black Ops sau un fel de SWAT al IT-ului. În acest clip îmi propun să-ți explic ce este acest job și de ce este atât de râvnit în această industrie. Bonus, voi da timpul înapoi și îți voi spune cum aș proceda eu dacă ar fi să o iau de la capăt în cariera mea. Hai, ia-ți o cafea și hai să stăm de vorbă. DevOps este în primul rând o metodologie de lucru și în al doilea rând un job la o companie. Hai să-ți explic la ce mă refer. Acest job a apărut ca un răspuns la nevoia companiilor de a comasa două echipe. Echipa de infrastructură, băieții care administrează serverele, și echipa de programatori care dezvoltă un produs. Acum mulți ani de zile, programatorii, odată ce își terminau de scris codul, îl luau și pentru a-l pune în producție, îl dădeau celor de la infrastructură. Aceștia încercau să instaleze aplicația pe un server de Ubuntu, de exemplu, și vedeau că nu funcționează. Apoi începea un ping-pong între cele două echipe, între care fiecare dădea vina pe celălalt pentru faptul că aplicația nu funcționează. Programatorii dădeau vina pe cei de la infrastructură, pentru că, de exemplu, pe mașina lor unde au dezvoltat codul funcționează perfect, iar cei de la infrastructură dădeau vina pe programatori pentru că aplicația nu funcționa. Astfel s-a creat acest job de DevOps, care își dorește să umple această gaură dintre echipa de infrastructură și cea de programatori. Adică sunt oameni care fac și. Fac și programare, automatizări și așa mai departe, și fac și partea de infrastructură. Servere, baze de date, orice este nevoie pentru a pune aplicația aia în picioare. Deci, practic, ai două joburi într-un. Și, evident, ai și o suită mai mare de tehnologii pe care trebuie să le folosești. Iar de aici reiese și nevoia de automatizări, pentru că nu poți să faci totul manual, mai ales că ai mult mai multe task-uri. Problema cu DevOps este că înseamnă ceva diferit de la companie la companie. Nu toată lumea înțelege același lucru când spune acest cuvânt. Hai să spun cum am angajat eu prima oară ca DevOps, ca să înțelegi la ce mă refer. Acum 7 ani lucram ca administrator de baze de date la o companie de telecomunicații. M-am plictisit și am început să-mi caut un alt loc de muncă. Uitându-mă pe LinkedIn și scrollând printre miile de joburi, am dat peste unul care mie mi s-a părut interesant. Se numea DevOps Database Administrator. La vremea aceea, cuvântul ăsta nu era deloc cunoscut, nimeni nu știa cu ce se mănâncă. Mi s-a părut interesant pentru că oamenii cereau un set de skill-uri pe care cumva îl aveam deja. Cereau să știu baze de date Oracle, Linux, niște bash scripting și Perl, plus o platformă Azure DevOps. Ultimele două skill-uri eu nu le aveam. M-am dus la interviuri, le-am trecut cu brio, le-am spus că nu mă pricep la partea de Perl, dar odată ce știi un limbaj de programare poți să înveți pe oricare altul și pot spune că aia a fost oportunitatea mea sau portița mea de a intra în lumea asta. Habar nu aveam la vremea aceea că ăsta va fi viitorul. Însă mi s-a oferit o oportunitate și am știut să profit de ea. Și uite așa am ajuns să am în CV DevOps, deși nu era DevOps în adevăratul sens al cuvântului. Pentru că la acel job, practic, eu doar făceam niște scripturi care automatizau niște procese pentru bazele de date Oracle. Nu aveam tool-urile din ziua de astăzi, de exemplu, nu lucram cu Jenkins, nu lucram cu CI/CD, nu lucram cu Docker. Docker nu era o chestie la vremea aceea. DevOps-ul cu adevărat din ziua de astăzi presupune să știi cloud, trebuie să știi Linux, musai, Git, Ansible, Chef, Terraform, o grămadă de tehnologii. La fel și acum, de când m-am mutat pe Big Data, nu știam de la început toate datele problemei. Nu știam cu ce se mănâncă. Însă la un interviu contează extrem de mult vibe-ul pe care îl dai intervievatorului. Dacă te vede un om relaxat, un om serios, un om care își dorește să învețe și știi ceea ce spui, nu vorbești prostii, omul ăla va avea încredere în tine că te vei descurca. Și cu siguranță vei prinde niște joburi pentru care nu ești probabil 100% pregătit.
Este clar că în momentul de față lumea IT trece printr-o serie de schimbări, cauzate mai mult sau mai puțin de către tehnologiile AI. Îți voi spune părerea mea personală despre tot ceea ce se întâmplă. Părerea mea este că odată cu ascensiunea acestor boți, ChatGPT și toată suita, partea de programare încă este extrem de importantă. Însă, companiile au început să valorifice mai mult partea de operațiuni, joburile bazate pe partea de operațiuni. Pentru că este ceva ce un astfel de bot nu va putea să o facă niciodată, sau o companie mare, de exemplu o bancă să zicem, nu o să-și dea niciodată acces full unui robot să administreze serverele, pentru că are și haos. Dacă se activează deodată Skynet și începe să șteargă toate datele companiei, ei nu prea au ce să facă. Partea de programare va fi în continuare super importantă, însă va fi din ce în ce mai greu să intri în acest domeniu. Dacă în ziua de astăzi ești programator, este imposibil să nu te atingi într-un fel sau altul și de partea de operațiuni. Cu atât mai mult, acest cuvânt DevOps a început să apară din ce în ce mai mult în descrierea joburilor. Practic, oamenii încearcă să spună că vei face și programare și administrare. Cam asta este părerea mea despre ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi. DevOps este un job foarte bine plătit. Dacă nu ești de acord cu această afirmație, înseamnă că nu ai cerut suficient și te sfătuiesc să te mai duci la niște interviuri. Bun. Acum hai să-ți spun și cum să ajungi să lucrezi pe acest post. Super simplu, am o schemă care ți explică aici exact tot ceea ce trebuie să știi. Simplu, nu? nu chiar. Acolo scrie că trebuie să știi cel puțin 40 de tehnologii și măcar un limbaj de programare. Ok, exagerez puțin, însă ceea ce vreau să spun este că DevOps-ul nu este un job de începători. Tocmai de aceea vei vedea foarte puține joburi cu denumirea de Junior DevOps. Iar la acelea se cer de obicei cam 2-3 skill-uri cruciale. Dacă aș da timpul înapoi, prima tehnologie pe care aș învăța-o ar fi tot Linux-ul. Linux-ul este tăticul IT-ului. Dacă te afli în această lume, nu ai cum să nu înveți Linux. Și implicit Bash. Trebuie să știi și un pic de automatizare în Bash. Deci mai întâi aș învăța Linux-ul, iar apoi aș învăța să automatizez ușor-ușor chestii în el folosind Bash. Nu ai idee cât de mult îl folosesc în viața de zi cu zi la muncă. Așa că pune burta pe carte și învață-l. Apoi, neapărat va trebui să înveți Git. Este un sistem de versionare al codului. Sau save game-ul programării, dacă vrei. Astea sunt cele 3 skill-uri absolut cruciale pe care ar trebui să le știi. Din punctul meu de vedere, pentru un job de Junior DevOps. De aici, va trebui să înveți un cloud provider, precum AWS, Google Cloud, Oracle Cloud, Azure, care o fi. Plus, un limbaj de programare. Dacă ai învățat deja Bash, îți va fi mult mai simplu să înveți un limbaj de programare orientat pe obiect, cum ar fi Python, de exemplu. Acum, am pe canal câteva playlist-uri cu niște tehnologii care îți vor face introducerea în lumea asta a IT-ului și care reprezintă primele cărămizi pe care trebuie să le pui la baza unei cariere de tip DevOps. Le vei găsi în descriere. Tot acolo îți voi lăsa și niște cursuri de pe Udemy, care mie mi se par foarte bune, despre fiecare tehnologie în parte de care ai avea nevoie pe acest drum. Bun, am învățat, sunt pregătit, să zicem că am studiat 6 luni de zile sau un an și am un bagaj de cunoștințe. Cum încep? Sfatul meu este să te uiți la startup-uri. Uite, îți voi lăsa în descriere unul de la compania Heimdall. Mi se pare că cer niște cunoștințe super pertinente pentru acest tip de job. Bun, dar dacă nu găsești nimic pe LinkedIn legat de chestia asta, ți-aș sugera să cauți mai întâi, de exemplu, ceva de tipul System Admin. Pentru că ai învățat Linux, știi Bash, clar vei fi super ok și pe un Junior System Administrator la început de drum. Companiile în ziua de astăzi au devenit super selective și va fi mult mai greu să te angajezi la ei decât, de exemplu, la un startup. Adică o companie foarte mică. Pentru că acolo cu siguranță vei munci foarte mult și vei învăța extrem de multe, mult mai mult decât ai învăța la o corporație, de exemplu. Și la început de drum ai super mare nevoie de experiență. Apoi vei putea face foarte ușor trecerea de la System Admin la DevOps. Ori în cadrul aceleiași companii, ăsta este cazul mega ușor, deci dacă găsești o poziție în cadrul companiei, te afli deja acolo și postează că își caută DevOps, vei avea mult mai multe șanse să ajungi acolo așa decât dacă ai aplica la o companie exterioară. Dar vei putea oricum să aplici la joburi de tip DevOps pentru că deja ai o anumită experiență. Și companiile se uită la chestiile astea chiar dacă îi scriu junior, de obicei cer cam un an de zile de experiență. E fucked up, dar așa este. Deci dacă ai prins un job de junior system admin, junior database admin sau un programator
junior, vei putea face oricând schimbarea către DevOps. În descriere îți voi mai lăsa un link cu un site care îți va prezenta niște schițe pentru orice job ți-ai dori. În schițele astea vei regăsi ce trebuie să înveți la început, care este succesiunea de skill-uri pe care trebuie să le înveți, adică ordinea, ca să ajungi unde ți-ai propus. Nu fac nicio reclamă, pur și simplu este un site pe care și eu îl folosesc și mi se pare chiar super ok făcut. Drumul fiecăruia în acest domeniu este și întotdeauna va fi diferit. Ceea ce se aplică pentru mine s-ar putea să nu se aplice exact la fel și pentru tine. Pentru că oportunitățile fiecăruia sunt diferite în funcție de skill-uri, de noroc și mai ales de timing, adică punctul vieții în care se află. Ce poți face tu ca să te pui în calea acestor oportunități este să înveți, să acționezi și să urmărești piața. De exemplu, ai învățat niște tehnologii DevOps și găsești un job super mișto, citești job description-ul, știi cam tot, în afară de două tehnologii. Așa că nu aplici pentru că nu te simți destul de pregătit, ci pentru că ți-este frică să nu te faci de râs la interviu. Asta este o greșeală foarte des întâlnită. Practic ai învățat, dar nu ai acționat. Companiile scriu în job description-urile alea candidatul ideal, care nu există. Trec mult mai multe skill-uri decât este nevoie de fapt pentru acel job. Sfatul meu este să aplici la cât mai multe joburi și să mergi la cât mai multe interviuri. Chit că vei pica, te vor dezvolta pe tine ca om, vei ști să te vinzi mai bine și vei deveni mai valoros, atât în ochii tăi, cât și în ochii intervievatorului. Cam atât pentru azi. Până data viitoare, rămâi curios, învață ceva nou în fiecare zi și take care!